Domnul Bogdan Pătru, Government Engagement Director Mastercard România și Croația. Scrie și confirmat. Vă mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi și de această dată. A spus domnul Dănescu cu digitalizarea, cu... S-a plâns aici. Cum vedeți noastră corelația dintre gradul de incluziune financiară și gradul de digitalizare? Așa, acela, da. Sărut mâna, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Haideți să facem un exercițiu. Nu o să-mi facă referire la spusele domnului Dănescu, o să mă întorc la domnul Nanu, o să putem în curând să cumpărăm, iată, un proces de transformare digitală, o să putem să cumpărăm titluri de stat online. De-abia aștept. Fără incluziune financiară înseamnă că degeaba statul ne creează această funcționalitate online, le luăm și le cumpărăm și ne întoarcem în bancul acela vechi, plata ne ducem și o facem cash la ghișeu. Și atunci, iată că nu doar noțiunile, dar practicalitatea celor două este strâns legată. Și am spus-o de foarte mult timp, nu poți să ai un proces de transformare digitală, că vorbești la nivelul administrației publice, că vorbești la nivelul companiilor sau că vorbești de un proces de transformare digitală în ceea ce privește comportamentul nostru propriu, fără o soluție electronică de plată. Nu poți să închizi acest cerc. Mai mult decât atât, noțiunile de educație. Trebuie educație financiară și competențe digitale. Incluziunea. Nu trebuie să fie doar financiară, ci trebuie să fie și o incluziune digitală. Și aș mai adăuga un al treilea layer peste acestea, noțiunile de securitate cibernetică sau igienă cibernetică sau sănătate cibernetică, care și acestea ne privesc pe toți cei care dorim să trăim în această lume mai conectată, digitală, cu acces din multiple platforme și resurse. S-au făcut pași, că tot timpul sunt de pe ultimul loc în DESI, s-au făcut ceva pași în ultimul an ca să creștem și noi puțin în educația asta digitală? Ar fi absurd să nu recunoaștem că s-au făcut acești pași. Și ar fi din nou nerealist, aș putea spune. Că a fost un drum extrem de lung și spunea domnul Dănescu că ne-au luat 8 ani pentru educație financiară. Gândiți-vă acum 10 ani, haideți să luăm 10 ani. A plăti cu cardul era un gest aproape de aroganță, da, dacă vreți. Era un lucru extrem de rar. Așadar, progresele s-au făcut. Și dacă ne uităm inclusiv la serviciu, la autoritățile publice, preocuparea aceasta către digitalizare, către transparentizarea procedurilor, este constantă, nu mai sunt excepții. Haideți să ne uităm la numărul de utilizatori ghișeu.ro, era undeva la aproape 500.000 decembrie 2019, astăzi cred că sunt 2,3 milioane. Iată că a crescut. Și dacă ne uităm și în celelalte laturi și aspecte. Iar, din nou, faptul că sistemul bancar și societatea este rezilientă și sistemul bancar a supraviețuit în ultimii ani nenumărator crize, pornind de la COVID, pornind de la războiul din Ucraina, dar iată că sistemul bancar a rămas cumva stabil. Și educația financiară a avut un rol în toată această stabilitate, pentru că, așa cum spunea domnul Hotca, este vorba de acel consumator care face o decizie educată. Și atunci trebuie să existe în permanență această preocupare la nivelul autorităților publice și, din nou, sunt absolut admirabile eforturile și acțiunile pe care le fac, și la nivelul mediului privat, de a transmite în permanență aceste informații. Educația este un proces continuu. Nu poți să spui că ai făcut astăzi, să te duci, ai făcut o oră de educație financiară și gata, ai terminat. Ai pus un material, o broșură și din nou ai terminat. Și din nou, progresele se văd și cred că se vor vedea în curând și în rapoartele și clasamentele europene. Că nu creștem cu viteza cu care am dorit să creștem, da, este adevărat. Și acesta ține poate și de specificul național, să spunem, de contextul demografic, de multiple aspecte. Că recuperăm acel decalaj este adevărat. Dar, din nou, haideți să ne uităm la baza de pornire, unde eram acum câțiva ani de zile și unde am reușit să ajungem într-un timp, aș spune, relativ scurt.
din educația digitală mergem în educația cibernetică. Tot vedem foarte multe chestii pe Facebook, cumpărați acțiuni, băgați bani în bancă, chestii fake. Cum vedeți dumneavoastră evoluția atacurilor, acestor atacuri, care se pot numi și atacuri cibernetice în România, comparativ și cu alte țări? Ca trend internațional, atacurile cibernetice cresc, intensitatea lor crește, frecvența lor crește, gradul de sofisticare crește, pentru că asistăm la un fenomen, într-un limbaj așa, nu foarte tehnic, democratizarea tehnologiei. Este accesibil aproape oricui să aibă acces la un echipament hardware și software pe care să-l folosească în scopuri frauduloase. Nu mai este o chestie, nu ai o barieră de cost. Și atunci ele evoluează. Gradul de sofisticare evoluează. Și iată, nu mai primești acele mesaje pe Gmail sau pe Yahoo că sunt un prinț nigerian și trimitem bani. Poți să primești apeluri video, poți să primești apeluri telefonice, poți să primești niște mesaje care îți par extrem de licite. Gradul de sofisticare al acestor schemuri crește. Și oricât ai crede că ești tu de protejat, de atent cunoscător și nu dai acces nimănui, este suficient o clipă de atenție. Nu o să dau nume, dar cunosc o persoană, dar avea la un moment dat un profil de Facebook, nu știu dacă mai e activ, în momentul de față face recomandări pentru cumpărarea de tot felul de active cripto. Motivul este că la un moment dat a primit un mesaj în serviciu de messenger al Facebook, extrem de bine scris, de la o persoană din lista de contacte. Limbajul folosit era asemănător cu limbajul conversației. Mi-a fost furat contul. Una dintre modalitățile de recuperare este prin ajutorul unui prieten și vei primi un cod SMS și te rog frumos, dăm și mie codul acesta ca să pot să-mi validez contul. Salut, mulțumesc. Persoana respectivă a dat contul și așa am rămas eu fără cont de Facebook. Adică se întâmplă și este suficient o clipă de neatenție. Revenind în România, riscurile acestea cibernetice sunt în continuare, cel puțin la nivelul instrumentelor financiare, sunt gestionabile și sunt sigur că reprezentanții de la BNR ne vor da mai multe amănunte. Dar asta pentru că România este în continuare o țară unde predominant sunt tranzacțiile numerare. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă atacuri cibernetice și nu se întâmplă fraude. Trendul, cred că este mai... Nu am niște cifre la zi, din păcate, și atunci nu pot să vă dau niște date exacte cum evoluează numărul, intensitatea, incidența și volumul pagubelor în România comparativ cu ce se întâmplă în restul Uniunii Europene sau în restul lumii. Cu siguranță că este și în România un trend ascendent și îl vedem cu toții și lucrul acesta îl vedem și este din nou absolut, absolut lăudabil că vedem că și din partea RB-ului și din partea DNSC-ului sunt extrem de constante aceste acțiuni de avertizare și de educare a populației și în zona aceasta de riscuri cibernetice. Și ajungem la Dora. O să discutăm despre Dora, o să fie un panel dedicat foarte mult Dora. E pregătit sistemul bancar pentru Dora, pentru regulamentul european privind reziliența operațională digitală în sectorul financiar? Cum îl vedeți noastră? Nu este o zonă unde să vă pot răspunde eu dacă sistemul bancar este pregătit. Pentru că nu am aceste informații. Ce vă pot spune este că cu siguranță sistemul bancar românesc va fi pregătit și va acționa în conformitate cu prevederile DORA, la fel cum o vor face și restul instituțiilor ce cad sub incidența DORA, pentru că nu sunt doar instituțiile bancare. Și din nou, întorcându-mă la ce spuneam anterior, sistemul bancar românesc este un sistem bancar rezilient și face față acestor provocări. Iar dacă ne gândim că una dintre preocupările legiuitorului european la momentul adoptării DORA a fost să crească gradul de încredere din partea populației în instituțiile financiar-bancare,
făcându-le pe acestea să fie mai reziliente, să se poată adapta, să aibă mecanisme de control, mecanisme de continuitate operațională, mecanisme de testare permanentă și așa mai departe, pentru a face față atacurilor cibernetice, cu siguranță că acest regulament va duce la o creștere sporită, da, lucru care va face să crească nivelul de incluziune financiară, nivelul de intermediere financiară și așa mai departe. În majoritatea studiilor și analizelor care s-au făcut în România cu privire la barierele în calea intermedierii financiare sau incluziunii financiare, erau printre primele trei constant, era nivelul scăzut de încredere în aceste instituții. Și atunci, din nou, a fost această preocupare în ultimii ani din partea tuturor entităților implicate în acest proces de a crește gradul acesta de încredere. Cum? Inclusiv prin transformările interne cerute de legislație. Nu este primul act european. A fost autentificarea strictă a clienților, prima care a venit. Din nou, că se vorbește de foarte multe ori că România este pe primul loc. A fost printre primele țări din Europa care au fost gata la data de intrare în vigoare a regulamentului cu procedurile la nivelul băncilor privind autentificarea strictă a clienților. Și au fost date un exemplu că, iată, se poate. Și a fost în întregime meritul sistemului bancar și meritul schemelor și meritul BNR-ului care a supervizat acest proces. Ce ne puteți spune de proiectele Mastercard? Care dintre ele? Pe România. Cum vedeți Mastercard în România în următorul an? Vom continua în aceeași linie și vom avea aceleași preocupări pe care le-am avut ca și până acum. Acela de a contribui la creșterea nivelului de incluziune financiară și de educație financiară în România. Și aici vorbesc doar de segmentul de care mă ocup. Vom continua de asemenea să promovăm pe piața din România și să aducem pentru toți partenerii noștri, că vorbim de instituții bancare, vorbim de comercianți sau vorbim posesori de carduri, în permanență cele mai noi produse și soluții, astfel încât plățile să fie cât mai eficiente, sigure și rapide. Este o preocupare constantă. Iar cea de-a treia preocupare majoră va fi să lucrăm alături de partenerii noștri prin a-i sprijini în acest proces de adaptare, să spunem, la acest context de amenințări în ceea ce privește securitatea cibernetică. Și aici facem acest lucru fie prin produse, soluții și servicii pe care le punem la dispoziția partenerilor noștri, că vorbim de parteneri din institutul, din mediul privat sau din mediul public, schimb de experiență, intelligence, sharing și așa mai departe. Mulțumim mult de tot! Vă mulțumesc! Succes.